Vă invit în această dimineață să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea 1 Împăraților, capitolul 18, și vom citi versetul 1 și 2 și apoi de la versetul 17. Cartea 1 Împăraților, capitolul 18, versetul 1 și 2 și apoi de la versetul 17. În ultima vreme ne-am ocupat de eroi ai credinței sub lupa cuvântului și ne-am ocupat de viața lui Ilie în mod special și în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal, strânge acum pe tot Israelul la mine, la Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe prorocii la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns, bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați mai tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă, sau este în vreo călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță.
A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și așa au făcut. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Amin! Plecăm capetele și ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și am vrea ca astăzi poporul român să strige din toată inima, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Am vrea ca astăzi fiecare dintre noi, din cei prezenți în casa Domnului, să recunoaștem în inima noastră și în văzul tuturor că Domnul este Domnul și Mântuitorul nostru personal. Doamne, fă ca niciunul dintre noi să nu plece din locul acesta fără mântuire astăzi. Fă ca niciunul dintre noi să nu plece străin de Dumnezeu, ci fiecare să recunoaștem că Iisus Hristos este Domnul și astfel, Doamne, fiecare dintre noi să fie mântuiți. În numele Domnului Iisus, Tată din ceruri, te rugăm. Amin. Amin. Stăm astăzi în fața cuvântului lui Dumnezeu și, după cum am spus la început, suntem în acest subiect generic, eroi ai credinței sub lupa cuvântului și ne ocupăm de viața lui Ilie. E adevărat că Ilie nu este menționat în galeria eroilor cuvântului în Evrei capitolul 11, deși dacă ne uităm bine acolo vom observa atunci când se vorbește despre cei morți care au fost dați înapoi, poate că îl putem implica, îl putem așeza și pe Ilie acolo. Un mare istoric al creștinismului pe nume Teodorit, care a trăit între anii 393-457, a scris despre un credincios din vremurile acelea care a participat la o luptă de gladiatori în arenele romane. Numele acestui om era Teofilus. Omul acesta a văzut ce se întâmplă în arenă și când s-a uitat la bătălia dintre gladiatori, a coborât până la marginea arenei și a strigat în gura mare, în numele lui Hristos, opriți-vă! Lupta a început și omul acesta, credinciosul acesta, a sărit în arenă și a vrut să-i oprească pe cei doi gladiatori. Mulțimea a crezut că scena aceasta face parte din spectacolul la care participau. În vremea aceea,
împărat al Romei era Honorius. Toată lumea a început să râdă, să aplaude, până în momentul în care omul acesta, pe numele lui Telemachus, nu Teofilus Telemachus, a pus mâinile între cei doi și a despărțit și a zis: în numele lui Hristos, opriți-vă! Când a văzut mulțimea că spectacolul lor este stricat, a început să urle, să fluiere și să arate semnul uciderii lui. Unul dintre gladiatori și-a luat sabia și-a înfipt-o în inima lui Telemachus. Omul acesta a căzut pe gazon, a căzut acolo în arenă și cu ultima lui suflare a strigat: în numele lui Hristos, opriți-vă! Primul care s-a ridicat să plece din arena romană a fost împăratul Honorius al Romei. După el, în tăcere, toată lumea a părăsit arena, oarecum rușinați de scena la care au participat. În 403, împăratul Honorius a dat ordin ca în arenele romane, ianuarie 1, niciun gladiator să nu mai lupte până la moarte. Pentru un singur motiv, pentru că un singur om a avut curajul să stea în numele lui Hristos, să lupte împotriva unei urăciuni care se întâmpla în vremea aceea și se petrecea deja de aproape 300 de ani. Oameni care se omorau între ei, salutând pe împăratul Romei: noi, cei care suntem gata să murim, te salutăm, Cezare! Astăzi nu stăm într-o arenă romană. Astăzi stăm în casa lui Dumnezeu și ne uităm la un om pe numele lui Ilie, care a avut curajul să înfrunte o națiune întreagă, care a avut curajul să stea înaintea lui Dumnezeu, care a avut curajul să vorbească în numele lui Dumnezeu, care a avut curajul să spună în numele lui Dumnezeu: până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? De aceea astăzi ne vom uita la un subiect pe care l-am numit: cum poate schimba un om o națiune? Cum poate schimba un om o națiune? Sigur, dacă ne uităm la un singur om, un singur om nu poate schimba o națiune nicicum. Dar dacă Dumnezeu este cu omul acela, Dumnezeu și omul acela poate schimba o națiune. Mă rog ca astăzi cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească tuturora. Amin. Amin. Mă uit la cuvântul acesta și aș vrea să ne uităm la viața lui Ilie doar puțin. Dumnezeu l-a chemat din Tișbit, Tișbitul Galaadului. Unde era Tișbitul? Nimeni nu știe. Am spus și data trecută că istoric vorbind, nimeni nu știe unde a fost locația Tișbitului. Un om venit din nicăieri, un om a cărui nume nu se prea cunoștea în Israel, dar un om care în numele lui Dumnezeu a venit să vorbească poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune: du-te la Ahab și vorbește lui Ahab. Și Ilie se duce la Ahab și vorbește lui Ahab. Apoi Dumnezeu îi spune: du-te și ascunde-te la pârâul Cherit. Și Ilie se duce, se ascunde la pârâul Cherit. Stă acolo aproape 9 luni de zile. 9 luni de zile ascuns,
9 luni de zile în singurătate, 9 luni de zile în care corbii au adus de mâncare și i-au confecționat, i-au făcut sandvișuri, 9 luni de zile în care a stat și a vorbit cu pârâul și cu păsările care erau o urăciune pentru tot poporul Israel. Corbii erau între păsările necurate. Și Ilie lua mâncare de la fiecare o corb care îi aducea mâncarea. 9 luni de zile în care Ilie a vorbit și a ascultat doar foșnetul frunzelor. 9 luni de zile în care Dumnezeu l-a format în creuzetul singurătății. După 9 luni de zile Dumnezeu îi spune, du-te la Sarepta care ține de Sidon. Nu uitați că Izabela era din Sidon. Era fiica împăratului Sidonului. Și în coasta Sidonului, Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te acolo că am pregătit unei văduve, am pregătit pentru tine o văduvă și am poruncit acolo acestei văduve să te hrănească. Și apoi textul nostru spune, a trecut multă vreme, multe zile, au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an, 2 ani și ceva, Ilie stă în casa acestei văduve și așteaptă să audă următoarea mutare a lui Dumnezeu, următorul cuvânt al lui Dumnezeu. Ce îi va spune Domnul din nou? Să stai aproape 2 ani și ceva, să n-auzi nimic din partea Domnului și Domnul să te țină acolo în stand-by. E un lucru extraordinar să trăiești prin credință în fiecare zi din viața ta. Mă rog ca Domnul să ne întărească credința fiecăruia dintre noi. Amin. Domnul ne-a spus tuturora că vine o zi în care El va veni pe norii cerului. Și lucrul acesta se întâmplă de aproape 2000 de ani, dragilor. Și noi și voi și toți credincioșii de-a lungul celor 2000 de ani au trăit această credință și o trăiesc până în ziua de astăzi. Aș vrea și vă rog din toată inima să rămâneți în această credință pentru că Domnul nostru vine. Așa era Ilie. Aștepta să audă rostirea lui Dumnezeu. Și rostirea lui Dumnezeu a sosit și a ajuns. Și Domnul i-a vorbit lui Ilie să-i spună și a spus lui Ilie, du-te înaintea lui Ahab, pentru că vreau să dau ploaie pe fața pământului. Cum poate schimba un om o națiune? Primul lucru. Uitați-vă la versetul 17 și 18. Versetul 17 și 18. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Dragilor, un om poate schimba o națiune alegând pe care Dumnezeu îl slujește. Mă uit la Ilie și mă uit la Ahab. Cu mulți ani în urmă, Ahab a ales pe cine va sluji. Cu mulți ani în urmă, poporul Israel, atunci când s-a rupt de poporul de Iuda, a ales pe cine să slujească. Atunci când l-a ales pe Roboam ca împărat, atunci poporul lui Israel a ales pe cine va sluji. Și Roboam a făcut poporul Israel 2 viței, unul în Dan și unul la Samaria, și poporul se închina vițeilor acestora. Dragilor, dacă vă uitați în capitolul 16 din 1 Împărați, versetul 30, ascultați, Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Ahab a ales când a ajuns împărat. Ahab a ales atunci când a ajuns la domnie. A ales să slujească pe alți dumnezei. A ales să n-asculte de cuvântul Domnului. A ales să facă lucruri ticăloase.
Ahab s-a hotărât în inima lui cărui Dumnezeu îi va sluji. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă rog pe fiecare dintre voi să alegeți pe care Dumnezeu îl slujim. Pentru că fiecare dintre noi suntem omul acela care poate schimba o țară. Dacă noi suntem ticăloșiți, țara va fi ticăloșită. Dacă noi suntem sfinți, țara va fi sfântă. Pentru că omul sfințește locul. Aș vrea să vă spun ceva. În cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Domnul scoate poporul său din țara Egiptului și îl aduce la muntele Sinai, Dumnezeu îi spune poporului: eu sunt sfânt. Fiți și voi sfinți. Dragilor, dacă Domnul este în viața mea, dacă Domnul este în inima mea, cum e Domnul care este în mine, așa sunt și eu. Dați-mi voie să vă întreb, care Domn este în inima voastră? Este Domnul, Creatorul cerului și al pământului? Sau este Dumnezeul viacului acestuia? Sau este Dumnezeul lumii acestuia? Dacă Domnul este Dumnezeul nostru, să trăim cu El. Amin. Dacă Dumnezeul viacului acestuia este Dumnezeul nostru, să nu ne mirăm de tot ce se întâmplă. Să nu ne mirăm de ura care este între oameni. Să nu ne mirăm de legile proaste care se dau. Să nu ne mirăm de nelegiuirea care este în țară. Să nu ne mirăm de sodomia care este în țară. Să nu ne mirăm de lucrurile păcătoase și nelegiuite care stau în țară. Să nu ne mirăm de nimic. De aceea Domnul, prin gura lui Iosua, odinioară, face o provocare poporului său. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Mă rog ca Domnul să ne ajute să-L alegem pe Domnul. Amin. Și să-L slujim pe El. Amin. Amin. Faptul că poporul Israel, faptul că Ahab și Ieroboam și toți împărații care au urmat după el au ales să-L slujească idolilor și Astartei, iată care a fost consecința. Copiii lui Israel, 2 împărați, capitolul 17. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune și au zidit înălțimi în toate cetățile, la toate turnurile străjerilor până la cetățile întărite și au ridicat stâlpi idolești și Astarteie pe orice deal și sub orice copac verde. Ascultați versetul 18. De aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și a îndepărtat de la fața lui. Versetul 20. Domnul a lepădat tot neamul lui Israel. I-a smerit, i-a dat în mâna jefuitorilor și a sfârșit prin a-i izgoni dinaintea feței lui. Dragilor, cel mai cumplit lucru pe care îl poate trăi o națiune, cel mai cumplit lucru pe care îl poate trăi o familie, cel mai cumplit lucru pe care îl poate trăi un individ, un bărbat sau o femeie, este să ajungă izgonit din fața Domnului. Deci astăzi vă chem la pocăință. Vă chem să alegem astăzi cui vrem să slujim. Vă chem să ne gândim fiecare dintre noi înaintea Domnului. Care Dumnezeu va stăpâni mintea și inima noastră? Dumnezeu viacului? Sau Domnul, Creatorul cerului și al pământului? Alege astăzi cui vrei să slujești. Aș vrea să spun că o națiune, o familie, o viață poate fi schimbată prin Cel care locuiește în ea, prin Cel care o călăuzește, prin Cel care o domină, prin Cel care o conduce. Și dacă Domnul este Cel care o conduce, fie slăvit numele Lui. Amin. Pentru că El îți va spune întotdeauna să pui deoparte nelegiuirea. El îți va spune întotdeauna să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul viacului acestuia îți va spune întotdeauna că poți să trăiești cum vrei tu.
Poți să faci ce vrei tu și poți să mergi pe drumul care îți place ție. Fie ca Domnul să aibă milă și să ne ajute pe fiecare dintre noi să alegem după inima lui Dumnezeu. Amin. Cum poate schimba un om o națiune? Alegând cui slujește, dar în al doilea rând, recunoscând care-i sursa reală a nenorocirilor lui. Uitați-vă la Ahab. Când se uită și vine Ilie înaintea lui, ce spune Ahab? Tu ești cel care nenorocești pe Israel. Adică nu păcatul din mine este nenorocirea. Nu păcatul, nu nelegiuirea, nu baalismul, nu Astarteea, nu ascultarea mea sau neascultarea mea de Scriptură mai degrabă. Nu lucrurile astea sunt cele care aduc nenorocirea, ci care sunt ele? Tu ești cel care nenorocești pe Israel. Tu care asculți de Dumnezeu, tu care faci voia lui Dumnezeu, tu care te numești pocăit, tu ești cel care aduci nenorocirea. Ahab se uită la Ilie și într-o formă extraordinară de învăpăiată, de pornită împotriva lui Ilie, probabil că era gata să scoată sabia să-l omoare. Vă rog să observați puterea lui Ilie de confruntare cu Ahab. Un om care știe de unde vine, un om care știe cum trăiește și ce trăiește, un om care știe pe ce Dumnezeu îl slujește, se uită în ochii lui Ahab și spune, nu eu, tu, tu și casa tatălui tău. Uitați-vă la Omri, tatălui Ahab. Omri a făcut pe Israel să păcătuiască. Omri a făcut pe Israel, ascultați, Ahab fiul lui Omri. Omri a adormit cu părinții săi și a fost îngropat la Samaria și în locul lui a domnit fiul său Ahab. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel și dacă urmăriți viața lui Omri, versetul 25, Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înainte de el. Tu și casa tatălui tău, tu și moși strămoșii tăi, ăia care au venit și au domnit peste Israel, ei au adus nenorocirea peste țara aceasta, voi sunteți vinovați. În această confruntare dintre cei doi, omul lui Dumnezeu stă cu calmitate în fața furiei celuilalt și se uită la el și spune, nu eu, ci păcatele tale și ale casei tatălui tău. Voi care din neam în neam ați adus baalismul, ați adus Astarteea, ați adus închinarea la idoli, ați adus toți zeii popoarelor de jur împrejur, ați rupt țara în două, voi sunteți cei care ați adus nenorocirea peste Israel. Aș vrea să ne uităm în această dimineață nu la Ilie, nu la Ahab, aș vrea să ne uităm la noi. Aș vrea să ne punem o întrebare. Doamne, cine a determinat starea în care sunt eu cu inima mea și cu viața mea astăzi? Părinții-s vinovați. Tata a băut, mama a fost stricată, familia mea a fost așa și eu am moștenit genetic toate lucrurile acestea, părinții-s vinovați. Oare părinții-s vinovați? Biserica la care m-am dus, tinerii în care am fost, frații între care am stat, grupul în care am mers, oamenii ăștia-s vinovați. Și când te uiți la tine, nu vezi nimic și nicio vină. Dragilor, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să vedem care este sursa stării în care ne aflăm. Pentru că sursa este întotdeauna satana, diavolul, păcatul, ascultarea de el. Ori de câte ori un om
se uită la viața lui și recunoaște că viața lui este așa cum este, nu din pricină că alții l-au făcut să fie așa, ci din pricină că el însuși a ascultat de nelegiuire, că el însuși a ascultat de păcat, că păcatul a avut o ușă deschisă întotdeauna în viața lui. Prietene, dă-mi voie să te întreb în această dimineață, cât de larg ai deschis ușa păcatului în viața ta? Cât de greu este să recunoști că ești ceea ce ești, că ești dependent de viața stricată a lumii acesteia, nu din pricina părinților, nu din pricina grupului, nu din pricina altora, ci din pricina neascultării tale de Domnul. Și că ai călcat în picioare orice cuvânt bun care l-ai ascultat, care l-ai auzit. Că ai batjocorit întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Că ori de câte ori a pătruns înspre tine cuvântul lui Dumnezeu, l-ai considerat ca un lucru de apucat. Astea sunt bazme, lumești și băbești. Pe mine nu mă ating lucrurile astea. Eu n-am nimic de legătură în legătură cu pocăiții ăia. Oare n-ar trebui în dimineața aceasta să stai să te gândești, Doamne, de ce zi obețiv? De ce nu mă pot eu despărți de țigară? De ce nu mă pot eu despărți de pornografie? De ce de câte ori deschid calculatorul, Doamne, mintea mea merge înspre stricăciune? Nu te-ai întrebat niciodată de ce stai întotdeauna și dorești să te ascunzi, să nu te știe nimeni, să nu te vadă nimeni, să nu-ți cunoască nimeni viața ascunsă? Nu te-ai întrebat. Pentru că Dumnezeul tău, pentru că Dumnezeul care l-ai acceptat în inima ta să-L slujești, nu este Dumnezeul adevărat, nu este Dumnezeul care te-a creat, ci este Dumnezeul veacului acestuia. De aceea mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne ajute să recunoaștem sursa stării în care ne aflăm. Nu-i de vină nimeni, tu singur ești vinovat. Dacă nu-ți place rugăciunea, nu-i nimeni vinovat, tu ești vinovat. Dacă nu-ți place să vii la biserică, nu-i nimeni vinovat, tu ești vinovat. Dacă nu-ți place cuvântul lui Dumnezeu, nu-i nimeni vinovat de lângă tine. Dragii mei, care dintre noi când li-e foame, nu merge să mănânce? Care? Tot așa. Problema este că n-ai foame în tine după cuvânt. Pentru că cel rău îți spune, lasă cuvântul, mănâncă altceva. Lasă cuvântul lui Dumnezeu deoparte, hrănește-te cu alte lucruri. Dragilor, în 1517, Martin Luther stătea înaintea reprezentanților papei la dieta de Holmes. Și reprezentanții papei s-au uitat în ochii lui și a spus: tu ești vinovat pentru nenorocirea, tu ești vinovat pentru bolile, tu ești vinovat pentru starea și pentru plaga aceasta de reformă care a venit peste Europa, tu ești vinovat. Luther s-a uitat în ochii lor și a spus: nu eu, voi și răstălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu, voi care îl răstălmăciți, voi care stricați cuvântul lui Dumnezeu, arătați-mi în Biblie unde vorbește Biblia despre bulele papale, unde vorbește Biblia despre tot ce faceți voi, unde scrie în ea. Acolo a rostit Luther celebrele cuvinte: acesta este cuvântul meu și nu pot altfel. Mai târziu, Calvin a fost invitat la Geneva să învețe cuvântul lui Dumnezeu pe locuitorii din Geneva. A stat o vreme acolo și după ce a stat o vreme, toți l-au luat și l-au scos afară din oraș. Și a spus: pe porțile astea numai ai ce căuta. Știți de ce? Pentru că Calvin i-a învățat cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu se potrivea
cu starea lor, cu trăirea lor, cu faptele lor. Dar hai să ne întoarcem în România, în țara noastră dragă. Și noi am avut un astfel de om. Numele lui este Dumitru Cornilescu. Știți ce au făcut românii cu el? L-au exilat în Elveția. Și acolo au căutat să-l omoare pentru un singur lucru, că a pus cuvântul lui Dumnezeu în mâna poporului. A tradus cuvântul lui Dumnezeu pe limba și în limbajul poporului. Și cuvântul acesta a început să deschidă ochii națiunii române. Oameni care s-au uitat în Scriptură apoi și deodată au început să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să zică, Doamne, ce-i de făcut dacă așa stau lucrurile? Ca odinioară, oamenii cărora le predica apostolul Petru în Ierusalim și care au strigat către Petru, ce să facem, fraților? Răspunsul este unul singur. Recunoaște-ți starea în care ești și pocăiește-te. Recunoaște că ai nevoie de Dumnezeu. Recunoaște că inima ta este stricată. Recunoaște că ai gânduri murdare. Recunoaște că ai lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu și sunt împotriva lui. Recunoaște. Și când recunoști asta, nu poți să faci decât un singur lucru. Să-i spui Domnului, Doamne, ai milă de mine. Când sta fariseul în templu, sta foarte bățos și foarte îngânfat. Și zicea, Doamne Dumnezeule, mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Mulțumesc că eu dau zecială din ismă și chimen. Mulțumesc că eu fac cu tare și cu tare. Și nu sunt nici măcar ca vameșul ăsta, păcătosul ăsta. În timp ce vameșul, spune Scriptura, stătea și el acolo, în același templu, se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine! Care din cei doi credeți că a fost primit de Dumnezeu? Domnul Iisus spune, vameșul acela mai degrabă s-a coborât acasă, considera neprihănit. Amin. Pentru că atunci când stai bățos și te gândești, a, eu nu-mi las religia mea, eu sunt tare în obiceiurile mele, eu sunt tare în tradiția mea, pe mine nu mă interesează ce zice Biblia, pe mine mă interesează ce zice părintele. Dragii mei, dacă părintele nu-ți spune cuvântul lui Dumnezeu, lasă-l deoparte. N-asculta nici ce spun eu. Du-te acasă, ia Biblia și citește-o. Și dacă ce spun eu nu este în conformitate cu Biblia, nu mă asculta. Dar dacă Biblia e adevărată și dacă eu spun cuvântul lui Dumnezeu, atunci astăzi trebuie să iei o decizie. O decizie care să te ajute în viață. Nu numai în viața asta. O decizie care să treacă dincolo de viața aceasta în viața cealaltă. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea acest gând bun de a lua această decizie bună pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun. Cum poate schimba un om o națiune? Și repet, nici cum, dacă Domnul nu este cu el. Dar dacă Domnul este cu el, atunci Domnul trimite omul acela să vorbească națiunii. Dumnezeu trimite omul acela să vorbească națiunii și să nu-i spună ești bine așa cum ești, ci să-i spună nu-i bine așa cum ești. Și vă rog să vă uitați din nou la felul în care se poartă Dumnezeu cu națiunea lui, cu națiunea Israel, cu poporul lui. Uitați-vă din nou în capitolul 17, la versetul 21, ce spune Ilie, poporului Domnului. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Până când vreți să fiți alambicați de pe un picior pe celălalt? Nici albă, nici neagră, nici cu Domnul, nici cu lumea, nici sfinți, nici nesfinți, nici într-o direcție, nici în cealaltă, așa, prinși între două lumi. Până când vreți să fiți așa?
Ilie spune, hotărâți-vă astăzi. Dacă Domnul este Dumnezeu, duceți-vă după Domnul. Dacă Baal este Dumnezeu, duceți-vă după Baal. Și în șocul acela, în confruntarea aceea, poporul n-a știut ce să spună, n-a știut să scoată niciun cuvânt. Dar aș vrea să vă uitați, proporția era de un om al lui Dumnezeu la 850 de ai lui Baal și ai Astartei. Un om al lui Dumnezeu împotriva 850 de Baali, de slujitori ai Baal și Astarteia. Dragilor, proporția oamenilor lui Dumnezeu întotdeauna e așa. Niciodată oamenii lui Dumnezeu nu sunt mai mulți și ăla mai puțini. Întotdeauna ăștia mai puțini și ăla mai mulți. Dar aș vrea să știți un lucru. Ăia puțini cu Domnul au biruință. Vă aduceți aminte de Caleb și de Iosua, fiul lui Nun? Ăia puțini au biruit pentru că au stat lângă Domnul. Biserica Domnului, vă chem să stăm lângă Domnul. Vă chem să conștientizăm că Dumnezeu nu ne cheamă la înfrângere, că Dumnezeu ne cheamă la biruință cu El. Și vreau să vă spun că biruința este a Domnului întotdeauna. Când mă uit la Ilie, când mă uit la tot ce se întâmplă, dragilor, Baal cerea un singur lucru. Închinați-vă înaintea mea și de ajuns. Eu nu mă implic în viața voastră, puteți trăi cum vreți. Puteți face ce vreți, puteți vorbi cum vreți, puteți gândi ce vreți, puteți trăi cum vreți, Baal te lăsa să trăiești cum vrei tu. Când vorbim de Domnul însă, Domnul era implicat în toate. Domnul era implicat în economie, Domnul era implicat în creșterea copiilor, Domnul era implicat în războaie, Domnul era implicat în viața de acasă și în viața de afară, Domnul era implicat și Domnul era cel care poruncea poporului său cum să trăiască în fiecare aspect al vieții lui. Citiți cartea Exodul, capitolul 20, versetul 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, capitolul 23, versetele 8 la 9. Acolo sunt cele 10 porunci. Domnul este implicat cum cânți, cum predici, cum stai, cum te porți. Domnul este implicat în tot. Cum te uiți la nevastă ta, cum te uiți la o altă femeie, Dumnezeu era implicat în toate aspectele vieții. Și când vorbim despre Dumnezeu, dragilor, Dumnezeu nu este nepăsător de viața ta și de viața mea. Baal te lasă să trăiești cum vrei tu. Domnul nu te lasă să trăiești cum vrei tu. Dragilor, un singur lucru îi cer lui Dumnezeu. Să aibă milă de mine. Dar să nu mă lase așa cum sunt. Să mă sfințească în fiecare zi. Și mă rog pentru voi, cei care mă ascultați astăzi, să nu vă lase așa cum sunteți pe niciunul. Și Dumnezeu să se îndure. Și când Dumnezeu se îndură, dragilor, se întâmplă câteva lucruri. Mai întâi, Ilie înțelege că o națiune nu poate exista în relație cu Dumnezeu fără să construiască altarul Domnului. Fără să vină națiunea aceea la altar, nu se poate. Fără să aducă poporul acela pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să spună Domnul este adevăratul Dumnezeu. Este imposibil să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Imposibil. De aceea v-aș ruga în această dimineață, haideți să construim altarul Domnului în casele noastre. Haideți să construim altarul Domnului în inimile noastre. Haideți să nu lăsăm pe Domnul undeva uitat, așa cum a făcut poporul Israel, 20 de ani l-au lăsat uitat undeva pe câmp, undeva la un om, undeva pe deal. Și atunci după 20 de ani au plâns după Domnul. Domnul să aibă milă. De aceea dacă astăzi ai venit în casa lui Dumnezeu
Și astăzi ești aici, în locul acesta. Aș vrea să spun că nu-i nimic la întâmplare. Domnul vrea să-ți vorbească. Domnul vrea să-ți spună ceva. Și eu vreau să te întreb, cum e altarul din casa ta? Ilie, stă acolo și zidește altarul Domnului, după care înalță către Dumnezeu o rugăciune extraordinară. Și ascultați rugăciunea pe care Ilie o înalță. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, nu mă asculta că pe mine mă cheamă Ilie. Doamne, nu mă asculta pentru că eu sunt mai năzdrăvan decât toți ceilalți. Nu mă asculta, Doamne, pentru că eu sunt mai altfel decât ceilalți din popor. Ascultă-mă, Doamne, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu ești Dumnezeu. Vă invit să plecăm capetele să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Doamne, am stat astăzi la cuvântul Tău. Am ascultat cuvântul Tău, Doamne. Și înțelegem că oricare dintre noi putem fi omul acela care schimbă viața altora. Atunci când noi Te urmăm pe Tine. Oricare dintre noi putem fi omul acela care schimbă viața unei națiuni. Oricare dintre noi putem fi omul acela care schimbă viața unei familii. Doamne, dacă nu putem schimba viața nimănui, ajută-ne astăzi să aducem viața noastră ca o jertfă la picioarele Tale și schimbă-ne Tu, Doamne, pe fiecare dintre noi. Tată care ești în ceruri, Te rugăm în această zi să lucrezi în viața fiecăruia dintre noi, să lucrezi în viața poporului acestuia. Doamne, mulțumim că ni L-ai dat pe Domnul Iisus să moară la cruce. Mulțumim că acolo la Golgota, acolo am avut iertare de păcatele noastre. Mulțumim că El a luat boalele și suferințele noastre asupra Lui. El a luat păcatele și nelegiuirile noastre. El a murit nu pentru păcatele Lui, ci pentru păcatele noastre. Mulțumim, Doamne, că în jertfa Lui ne-a iertat, în jertfa Lui ne-ai binecuvântat, în jertfa Lui suntem copii ai Lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, noi, Biserica Ta, Te rugăm în această dimineață să continui să schimbi viețile altor oameni. Noi, Biserica Ta, Doamne, Te rugăm să schimbi viața poporului român. Te rugăm să-L întorci cu fața spre Dumnezeu. Doamne, sunt atâtea tradiții, atâtea obiceiuri, atâtea lucruri în viața acestui popor. Doamne, Te rugăm să Te înduri de el. Tu ești Domnul. Doamne, ajută-ne să ne închinăm numai Domnului. Ajută-ne să ne plecăm genunchii, nu înaintea moaștelor, nu înaintea lucrurilor idolești, nu înaintea icoanelor, ci înaintea Domnului cerului și al pământului. Doamne, Te rog să ne ierți păcatele la toți. Dacă vreunul dintre noi, Doamne, este aici în această dimineață și vrea să Te primească pe Tine ca Domn și Mântuitor, Te rugăm să nu-L refuzi și Te rugăm să-L primești, Te rugăm să-L ocrotești și Te rugăm să-L ridici din moarte, Doamne!